Weekendul trecut din Liga a 4 a consemnat o performanță a echipelor care au găzduit jocurile din etapa a 5-a. Gazdele au ieșit învingătoare din toate cele 7 dueluri, printre ele și Victoria Vânjumare, care a furnizat surpriza rundei după ce a dispus cu 1-0 de AS Turnu Severin, formație cu pretenții la titlul județean și care nu pierduse în actuala stagiune. Pandurii Cerneți a trecut fără probleme de Academia Flavius Stoican, scor 7-2, și rămâne în fotoliul de lider, iar Recolta Dânceu a obținut și ea 3 puncte după ce a trecut cu 7-0 de Real Vânători. Iată rezultatele complete a rundei a 5-a. Clasamentul Ligii a 4-a e interesant după 5 runde. Pandurii Cerneți are maximum de puncte, pe 2 urmează Recolta Dânceu cu 3 puncte mai puțin, dar și un joc în minus. Iar pentru locul 3 sunt numai puțin de 8 echipe cu 9 puncte care se bat pentru ultima treaptă a podiumului.